Tema patriotismului, destul de mediatizată la nivel național, nu-l face pe român să dea repede și complet o definiție a termenului de patriotism. Giurgiuvenii, care în general cunosc semnificația noțiunii, sunt și ei oarecum luați prin surprindere când este vorba de formularea unei definiții a patriotismului. Ieri a fost ziua națională. Ați putea să ne spuneți două vorbe despre ceea ce înțelegeți prin patriotism? Patriotism? Eu personal prin patriotism înțeleg oameni care țin la această țară, care sunt patrioți pentru țara respectivă, în care s-a născut, a crescut, a învățat, a muncit și a ajuns la vârsta mea. Să fim legați de acest pământ, să nu plecăm de aici, să facem eforturi, să nu ne dorim să plecăm afară, dar trebuie să avem o poziție fermă față de tot ceea ce se întâmplă și să nu mai avem așa o lașitate a valorilor în fața mediocrității. Să-ți iubești patria, să-ți iubești poporul, să-ți iubești familia, neamul, să iubești munca, să muncești bine, cu spor pentru, în primul rând, pentru tine, pentru familie, pentru țară. Să ținem cu țara noastră, să vedem lucrurile bune. Cu experiență de viață, un giurgiuvean în jurul la 80 de ani afirmă sigur pe el că patriotismul poate aluneca și spre manipularea maselor. Pe timpul meu nu mai e acum. Și a fost atunci, pe timpul meu nu mai e acum. Acum este propagandă mare. Și cu asta am închis. Specialiștii au încercat și au reușit să definească patriotismul prin următoarea formulă. Prin patriotism se definește legătura emoțională față de o țară și de o națiune din motive etnice, politice, culturale sau de altă natură. În viziunea filozofului Vasile Conta, a fi patriot înseamnă, cităm, a fi cinstit, a avea conștiința curată și o inteligență vie, a avea un arbitraj filozofic pentru compatrioții tăi. În fine, un criteriu din care să reiasă că viața aparține tuturor și că tu nu ești decât un luptător într-un război care tinde spre fericirea și gloria țării tale. Încheia citat. La rândul său, istoricul Iorga spunea că un patriot se recunoaște prin faptul că iubește, respectă și caută să adune și să îmbunătățească tărâmurile și oamenii, pe când un șovinist urăște tot ce nu-i seamănă și dezbină oamenii. Cum nu toți românii sunt filozofi, e bine măcar că fiecare dintre giurgiuvenii noștri au cât de cât idee despre ceea ce înseamnă a fi patriot.